Sunteți cadru universitar, chiar duhovnicul Facultății de Teologie din Constanța. Ca și duhovnic, ce ne puteți spune? Cum vede Biserica Ortodoxă? Cum există în gândirea Bisericii Ortodoxe, în învățătura Bisericii Ortodoxe, relația dintre duhovnic și enoriaș, relația și dintre duhovnic și credincios? Raportul dintre duhovnic și credincios trebuie să țină cont, în primul rând, de relația pe care însuși Dumnezeu a sădit-o, anume Dumnezeu, preot și credincios. Nu e un raport interuman, ci e un raport divino-uman. Dumnezeu îi călăuzește și pe duhovnic și pe credincios pe drumul mântuirii și a desăvârșirii lor. Duhovnicul trebuie să aibă în raport cu credinciosul atitudinea de părinte și de frate mai mare, iar credinciosul de fiu și de frate mai mic. În deplină sinceritate, în deplină seriozitate și fără materialism. Da. Părinte, spuneți-ne, care de fapt este rolul duhovnicului în biserică? Fără ascultare față de părintele nostru duhovnic, riscăm să fim, așa cum spune însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, oi rătăcite. Fiecare în direcția lui, cu propria lui concepție despre Dumnezeu și adeseori în stare de ignoranță absolută față de ceea ce a venit Dumnezeu să reveleze pe pământ. Duhovnicul are rolul de a educa necontenit pe credincios, de a-l forma ca membru deplin al Sfintei Biserici și activ și, nu în ultimul rând, poate chiar cu asta ar fi trebuit să-și încep, să îi ierte păcatele. Prin iertarea păcatelor este o șansă deosebită pe care Dumnezeu a dat-o omului, ca acesta, judecându-se pe el însuși în chip obiectiv și luându-și canonul, adică rețeta duhovnicească pe care preotul său spiritual i-o dă, să poată să se elibereze din robia păcatului și a morții. Și să nu mai fie niciodată tras la răspundere de Dumnezeu pentru păcatul deja spovedit și pe care nu l-a mai repetat, evident. Părinte, întâmpinăm o situație. Vine omul la biserică, poate e rușine să spună anumit păcat sau poate are o nemulțumire, nu cumva să se depărteze de duhovnic, să se supere duhovnicul pe el. Am întâlnit cazul, de exemplu, cineva a făcut un păcat mai rușinos și n-a vrut să spună. Sau altul practică anumite yoga, radiestezie, chestiile astea și nu vrea să spună la preot, știind că este neconcordată cu biserica. Cei care nu-și pun păcatele, cum se lucrează cu aceștia? Ce se întâmplă cu sufletul lor? Să vorbim puțin despre rușine. Rușinea trebuie să fie înainte de păcat, nu după păcat. După păcat, la rândul ei, este un obstacol în calea sincerității. Prin urmare, rușinea este bună, foarte valoroasă, dacă este înainte de a săvârși cu păcatul. După păcat, nu trebuie să mai ai rușine, ci trebuie să vii și să mărturisești sincer absolut tot ceea ce ai făcut. Iar cu privire la tehnicile acestea de radiestezie, yoga și așa mai departe, trebuie să le mărturisești înaintea duhovnicului, fiindcă sunt incompatibile cu credința din care pretinzi că faci parte și în care ai fost botezat. Da. Părinte, o ultimă întrebare. Omul care vine la biserică, face un anumit păcat, el primește un tratament din partea duhovnicului. Vorbiți-ne un pic despre acest canon, care de fapt este un tratament. Da. Epitimia sau îndreptarea sau actul reparatoriu pe care tu trebuie să-l faci pentru vindecarea ta este absolut necesar într-o spovedanie. Fără acest tratament, rănile tale riscă să mai rămână deschise.
și păcatele pe care le-ai săvârșit cândva cu mult elan și săvârșindu-le de mai multe ori s-au transformat în vicii, adică în obișnuințe, într-un fel de a doua natura ta, riscă să se repete. Și repetându-se îți dai seama că ceva a lipsit. Și știți ce a lipsit? Tocmai tratamentul. Necesitatea tratamentului după Sfânta Spovedanie garantează că spovedania însăși nu s-a oprit la acele câteva minute pe care le-ai petrecut sub epitrahilul duhovnicului, ci e de lungă durată. Practic este un tratament pe tot parcursul vieții tale. O necontenită luptă cu tine însuși pentru îndreptarea vieții tale, pe drumul potrivit, pe drumul echilibrului, pe drumul seriozității, pe drumul smereniei, pe drumul spre Dumnezeu. Deci să înțelegem că acest tratament ne ajută să luptăm cu răul din noi. Odată, prin faptul că ne imunizăm, crește imunitatea noastră duhovnicească luând acel tratament și închizându-se rănile, măcar cele mai grave, așa, și al doilea, că, bineînțeles, rezistența noastră fiind mai mare, și noi luptăm mai bine. Într-un fel luptă soldatul rănit în 5 locuri de gloanțe și altfel intră în luptă soldatul odihnit, bine hrănit, antrenat și cu armamentul în regulă. Armamentul duhovnicesc. Evident! Vorbim numai și numai de cele duhovnicești. De ce vă întreb asta? Mulți consideră acest canon ca pe o povară, nu ca pe un tratament. Și este și o mentalitate greșită, inspirată din, să zic, din Evul Mediu. În orice caz, nu este de factură ortodoxă, conform căruia canonul este tot una cu o pedeapsă. Preotul nu este pus să te pedepsească pe tine. El, săracul, are destule probleme pe cap. El îți dă tratamentul potrivit pentru rănile tale, citindu-ți simptomele și dozându-ți de așa natură, crescând sau scăzând intensitatea acelor acte pe care ți le prescrie, potrivit cu nivelul tău de vindecare. La unii se cicatrizează rana mai repede, la alții puțin mai târziu, dar în orice caz scopul final este ca aceasta să se închidă odată pentru totdeauna, ca să poți să lupți cum trebuie. Mulțumim frumos, Părinte. Și eu vă mulțumesc din toată inima. Sperăm să fii priceput fiecare. Doamne ajută, mulțumesc. Doamne.